Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare, tot pentru gemeni, dar pentru anul pe care tocmai l-am început. O etalare destul de generală, chiar foarte generală, având în vedere că pun cam o carte pentru fiecare lună și chiar dacă aș clarifica, pentru că o să clarific, tot nu e suficient. În fine, dar în principiu, un traseu pentru unii dintre noi, dintre voi, o excursie prin anul care tocmai a început, 2022. Și asta pentru că tocmai am făcut etalarea pentru februarie și vreau să rămân în vibrația voastră. Chiar dacă poate merg un pic mai greu, rămâne de văzut, poate totuși reușesc să le fac pe toate la timp. Dar, haideți să vedem. Gemeni, interesant că s-au picat la gemeni. Nu? Și valetul de spade. Cineva care vrea să vorbească. Să lase în urmă o durere despre care am vorbit la etalarea pentru februarie. Și să vorbească despre dragoste, să vorbească despre alegeri corecte, echilibrate, în armonie cu nevoile sufletului său. Ce apare? Marea preoteasă. Marea preoteasă. Să nu multe și secrete. Deși este cea mai minimalistă interpretare pentru Marea preoteasă, care e o arcană majoră, și arcanele majore sunt foarte complexe toate, de înaltă vibrație și totuși Marea Preoteasă înseamnă foarte mult. Înseamnă spiritualitate, înseamnă să vă ascultați intuiția, în special în acest an, mai ales în privința iubirii și al alegerilor pe care trebuie să le faceți din suflet. Gemeni. Ce zice? 6 de monede. Încercați să păstrați echilibru, să oferiți și în stânga și în dreapta, dar ideea este că trebuie să oferiți sufletului vostru. Trebuie să mergeți către faetonul, să mergeți cu încredere către destinul vostru. Poate o umbrelă albastră va inspira. Frumos. Frumoasă. Am avut cândva o umbrelă de asta, dar am pierdut-o. Gemeni. Ok. Hai să tăiem. Anul 2022. Gemeni. Ianuarie. 8 de monede, muncă. Februarie, dragoste, vindecare sau dragoste față de voi. Dar vedem. Wow, 3, împărăteasa, abundență. Hrana emoțională, protecție, energie feminină de cea mai înaltă calitate. În aprilie, regele de spade. Sunteți unii dintre voi sau altcineva semn de aer. Dar să spune că este rațiunea care încearcă să studieze, nu știu ce, această fericire pe care o trăiți. Eventual între voi și persoana lângă care sunteți fericiți mai apare. Apare probabil, nu că mai apare, face parte din trecutul vostru acest personaj sau acest aspect al vostru, regele de spade, poate să fie un aspect al vostru care vă mai cheamă la introspecție. În mai, 9 de cupe, bucurie, bucurie, speranță. Regina de spade în iunie. În iunie sunteți voi, poate, unii dintre voi născuți în iunie. Regina de spade. În această carte am senzația că cineva misterios vă invită. Ia spuneți-mi și mie, voi, cine vă invită așa misterios? Bine, dacă e misterios, n-aveți voie să spuneți. Sau nu că n-aveți voie, nu vreți să spuneți. Dar cine vă invită, doamnelor, și unde vă invită? E superbă regina asta de spade. Superbă. Cea mai frumoasă regina de spade pe care am văzut-o cândva. În iulie, 10 de spade. Până la urmă hotărâți să încheiați acest ciclu. Vă chinuiți de mult timp să încheiați acest ciclu de dureri, de trădări, de suferință. În august, spânzuratul, posibil să aveți un vis. Rămâne de văzut steaua. Interesant. În septembrie, steaua. Speranță, credință. Septembrie-octombrie, 3 de spade în octombrie. Interesant că e regele de spade. Probabil că cineva din trecut care mai intervine în viața voastră și vă mai aduce așa, vă mai rănește sufletul, de ca și că nu era suficient de trădat și de rănit. În noiembrie, 2 de spade. Și în decembrie, 3 de bâte. Priviți
Înapoi, interesant cum arată cartea. Priviți înapoi și vedeți ce ați pierdut și ce ați câștigat. Normal, trei de băte privește în viitor, cu speranță. Dar poți să privești cu speranță doar dacă ai ales corect. Interesant că aveți doi de spade între trei de băte și trei de spade. Cu alte cuvinte, trebuie să alegeți ori durerea, ori speranța, ori întuneric, ori lumină. Lucruri despre care o să mai vorbesc cât de curând la etalarea pentru anul 2022. În fine, o să clarific. Interesant este că am văzut la semnul peștilor tot așa un cuplu, regele și regina de spade. Am făcut ieri. Și am spus, e destul de dificil să separi cele două energii când vorbești de o singură persoană, manifestarea masculină și feminină a acestei rațiuni. Dar, haideți să vedem. La începutul anului, vă concentrați pe muncă. Poate să fugiți de dragoste, poate să fugiți de aceste trădări, de aceste dureri pe care le țineți în spate și despre care foarte puțin vorbiți. Ziceți în fața lumii că e bine, dar nu este bine. Interesant este că un adevărat mecanism, sunteți într-un adevărat sistem, nu doar mecanism, în care trebuie asta e, să funcționați. Și sunteți conștienți de asta. Dar totuși, iată că vine dragostea, sau revine, că probabil că a mai fost și anul trecut. Ori pentru unii vine, pentru alții revine dragostea. Asul de cupe. Posibil să fie spre sfârșitul lui februarie, intrarea soarelui în zodia peștilor, să vină cu această vibrație emoțională. Dar munciți 8 de monede înseamnă și transformare personală. Încercați să vă găsiți noi abilități, noi, eu știu, talente, să vă dezvoltați, e creștere personală. Da? Asiduă, muncă asiduă. Și atunci, muncind în această direcție, descoperiți că e cazul să vă vindecați. E cazul să vă iubiți. Da? Și iubindu-vă, vine și dragostea. În martie, văd, aproximativ, evident, împărăteasa. Iubindu-vă, începe să atrageți dragostea, să atrageți destinul, interesant că e sub stea. Să atrageți destinul, să atrageți. Ia să vedem ce să mai atrageți. Să atrageți privirile. Să atrageți privirile, da. Posibil unele dintre voi, doamnelor, comunicați foarte elegant, foarte puternic și foarte temperat. Vorba și de comunicare între ei. Ori aveți parte de o comunicare cu o persoană stilată, elegantă, cu o anumită putere de manifestare, pe la care puteți să învățați. Dar împărătesa este energia feminină divină. Posibil această nouă dragoste pentru unii să vă ridice într-o vibrație foarte înaltă, să vă ajute să vă descoperiți niște talente, niște capacități pe care nu le-ați fi descoperit în preajma oamenilor cu care v-ați obișnuit, oamenilor care v-au trădat, oamenilor care v-au ținut sacrificați pentru confortul lor, pentru egoismul lor, unii, da? Vorbesc despre gemeni normali și buni, nu vorbesc despre excepții, da? Dacă aveți gemeni care sunt aberanți, nu sunt cei din etalările mele. Punct. Acum, în continuare aveți regele de spade undeva prin aprilie. O să clarific. Dar eu am senzația că regele de spade nu e musai atitudinea voastră rațională. Poate vreți să studiați ceva, da, poate unii dintre voi, inclusiv doamne, vreți să studiați ceva, e o carte în mână, poate lansați o carte, poate scrieți în jurnalul vostru, că regele de spade nu comunică foarte mult, regina de spade e mai comunicativă. Regele de spade are viziuni și probabil e o chestiune de, poate să fie.
Mare grijă dacă aveți un jurnal să nu vi-l găsească cineva. Așa a simțit mesajul. Așa am simțit mesajul. Acum, vedem ce înseamnă. În mai, 9 cupe. Probabil că e Paștele, nu știu, aprilie, mai când o fi Paștele. Vă simțiți bine cu prietenii, începe să sperați. Iar, să sperați, iar după această intervenție, iar, nu știu, e sus, jos. Cineva bruiază această atmosferă frumoasă. Interesant ce văd, vedeți și voi, regina de spade și împărăteasa, ambele îmbrăcate în alu, ați putea să fiți una și aceeași persoană, da? În preajma cuiva. Mai există cineva care vă tratează cu atenție, care vă... Doamnelor și domnilor, că energia voastră feminină poate este o doamnă specială, care vă face să vă simțiți altfel. Să simțiți că focul acesta pe care orice om îl simte, pasiunea, da? Sexualitatea poate fi trăită la alte niveluri, mult mai speciale, mai profunde și mai stilate. Dar există ceva, da? Parcă e aceeași persoană, dar aici îmbrăcată în roșu, plină de pasiune. Poate să fie una și aceeași persoană, da? Dacă sunteți doamnă, să fie o doamnă. Dacă sunteți doamne, să fiți voi, da? Dar e un domn misterios în viața voastră, doamnelor. Sau e un personaj misterios în viața voastră, domnilor. Am senzația, regina de spade în general, e semn de aer, nu? Sau cineva cu marcaj puternic în semn de aer. Are un mental, în această carte, o ador, un mental foarte înalt, foarte înalt, foarte pur. Nu pot să spun că e inocentă, că nu e inocentă. Dar își selectează gândurile, cum vedeți spade în jos, își selectează gândurile și, interesant, poate și voi învățați să vă alegeți, să vă alegeți cuvintele, să studiați. Interesant. Este un personaj foarte special. O energie feminină înaltă și zic femeie că poate să fie și bărbat, da? Care vă poate inspira pe voi ceilalți, eventual voi inspirați pe ceilalți, vedeți unde sunteți, să studiați. Să scrieți, să citiți, să vă documentați, să vă ridicați într-o altă vibrație. Dar ce vreau să zic? Această regină de spade, băi, deci o ador. Devine efectiv, nu pot să zic că e ușor de condus, nici de manipulat. Nu. Mie asta îmi dă senzația. Devine regina de cupă în mâna cuiva. În preajma cuiva. E o persoană misterioasă. Care vă face să lăsați garda jos, să lăsați, da, rațiunea. Să renunțați la rațiune și să îmbrățișați pasiunea și dragostea. Da? Parcă cineva, vedeți, parcă cineva vă invită. Hai, iubito, vino cu mine sau iubitule. Vino cu mine. Uite, îți dau o pelerină. Nu mai ești regine, ești împărăteasă. Sau împărat, evident. Ești și mai specială decât erai înainte. Împreună sau doar lângă mine poți să simți cât de special, specială ești. Așa simt. Dar asta e. Aceasta e o poveste. Asta este o altă realitate. Nu poveste, poveste reală, dar aceasta este o altă realitate care trebuie încheiată ca să se poată manifesta realitatea sau posibilitatea bună, varianta bună a vieții voastre, a ființei voastre. Adică puteți să fiți așa, repet, cum am zis mai devreme, să lăsați garda jos, să fiți alintați, respectați, tratați ca o femeie, nu ca o bărbat în fine, dar într-un mod foarte elegant, da? Și nu să fiți trădați. Aici este, trebuie să renunțați.
la un trecut. Spânzuratul înseamnă să aveți o nouă viziune. Odată ce renunțați la acest trecut, aveți o nouă viziune clară despre sacrificiile pe care le-ați făcut unele spre înțelepciunea voastră, clar. Dar prima viziune, aceea specială, este dragostea care vindecă. Destinul vostru, steaua voastră, este să fiți lângă altcineva. Interesant, steaua lângă împărăteasă sau sub împărăteasă, steaua sub împărăteasă. Destinul vostru este să fiți împărătese sau, bine, să împărați, evident, lângă o împărăteasă, lângă o persoană, altfel de persoană, nu care vă trădează, care se respectă și care vă respectă. Și atunci trebuie să înțelegeți de ce a suferit, care sunt mecanismele minții, interesant, poate, apropo de mecanism, singura zodie care este reprezentată de un mecanism este balanță. Poate această zodie să fie parte în harta voastră natală, a unuia sau a celuilalt, în mod special. Da, balanța. Este că în balanță, da, e un sistem de cântărire. Ați cântărit corect gândurile, cuvintele în viață? Sau ați avut parte de oameni care și-au ales cuvintele ca să nu mai aveți parte de suferință și de trădări? Așadar, alegeți. Alegeți. Oameni care vă strică sistemul, interesant, aceste spade, da? Prin cuvintele lor și prin energiile lor v-au stricat, v-au afectat felul în care simțiți, interesant. Poate v-au produs și frică de dragoste pentru unii dintre voi. Dar trebuie să fiți altfel. E timpul să simțiți. Și e timpul să vedeți, nu doar să simțiți. Nu doar să vă ascultați, nu doar să vedeți inima frântă, ci să vedeți în viitor. Și să vedeți soarele, luna, stelele, steaua, direcția, oportunitățile. Anul acesta. Iar an al alegerilor. Justiția. Apropo de justiție ce vorbeam, da? Trebuie să înțelegeți, de fapt, ce este corect. Să cântăriți. Poate asculta și tarot, unii mai mult decât de obicei. Da? Trebuie să înțelegeți. Ce înseamnă contract? Ce este corect? Să stai nefericit lângă cineva și să te sacrifici doar pentru că ai un contract? Sau să-ți împinești misiunea lângă oameni deosebiți? Să crești spiritual, împărăteasă, lângă împăratul tău? Sau împăratule lângă împărăteasa ta? Să manifesti ceva deosebit împreună cu un personaj care te respectă? Asta trebuie să înțelegeți. Trebuie să renunțați la confuzii, la prea multe opțiuni, poate unii au prea multe opțiuni, poate unii sunt prea variază, aventuroși. Dar există o atracție pentru o persoană independentă, asta e clar. Simt nevoia să tușesc, dar probabil că este nevoie de comunicare. Hai să și clarificăm. 8 de monede. De monede. Ia uite, 7 de bâte. Sunteți defensivi și încercați să vă ascundeți în spatele muncii unii dintre voi, în tăcere, deși simțiți multe, sunteți fericiți, cineva vă face foarte fericiți, dar până nu puneți capăt confuziilor și până nu încheiați ciclul acela, această fericire este reținută. Nu trăiți din pline. Ca și câmpul, era o parabolă în Biblie, o să o caut, dacă poate mi-o aduceți voi aminte, dar era o parabolă în care se spunea că să nu pui felinarul sub ce era? Sub masă sau sub ceva de genul ăsta. Dar nu poți să spui lumina, să o ascunzi lumina. E ca și când ții soarele unde ții, captiv în întuneric. Nu, în tăcere, nu se poate. E o tăcere, probabil, în ianuarie. Chiar dacă vă simțiți fericiți în preajma cuiva, e o tăcere. Încercați să analizați, eventual,
chiar dacă încerca să protejați, dar nu aveți ce să protejați. Soarele nu poate fi protejat. Soarele pur și simplu, el protejează, el hrănește, el dă energie. Radiază prea mult, adică nimeni n-are cum să atace soarele. Ar fi culmea iluziei, îndrăznelii, ca cei care au construit turnul Babel, de fapt, da? Tot o culme a egoului, să încerci să atași soarele, da? Energia masculină divină și energia feminină divină, sau cei doi, feminin și masculin, împreună. E o tăcere. Și totuși, în tăcerea asta, există sentimentul de trezire, de lumină, de dragoste, există. Soare în suflet, cum zic eu. Soarele e în suflet, dar nu este arătat. Pentru că vreți să înțelegeți. Eremitul e Mercur și voi sunteți guvernați de Mercur. Am zis, unii sunteți defensivi și vă concentrați pe muncă. Hai să vedem asul de cupe. Turnul, interesant, un mod neașteptat. Turnul, ce-ar putea să fie împăratul? Nu, de bute. Împăratul. Frumos ar fi că într-un mod neașteptat împăratul și împărăteasa descoperiți, să înțelegeți. Că nu sunteți niște cavaleri, domnilor, da? Ci sunteți chiar împărați. Sau, și mai bine, ah, ce frumos vine mesajul, cavalerul, da? Înconjurat de 5 de spade, au te susținut de 2 de cupe, energetic, emoțional, telepatic, dar cavalerul de bute, aventurierul, cel îndrăznesc de altfel, plin de patimă și de pasiune, este înconjurat de 5 de spade și de 9 de bute. Asta înseamnă de conflicte mentale, de cuvinte negative, de oameni negativi, de blocaje. Dar urmează împăratul. Și aici vreau să ajung. De ce mi-aduc aminte de filmul ăsta? Probabil cu un scop. Este un film corean care îmi place foarte mult. Cred că l-am pus pe Facebook în pagina mea de artist, că altul nu mai am. Da? Bătălia se numește, în care un simplu cavaler trebuia să... Bine, cavaler era ofițer, dar tot cavaler era, totuși nu era rege. Era undeva în slujba unui rege în Corea medievală, da? Și păzea o cetate. Cetatea fiind, da? Sufletul său sau... Da, în fine, puteți să interpretați cum vreți. Și în fața sa apare, bine, încet, încet, apare armata împăratului, care nu fusese niciodată bătută, nicio bătălie. Ei, acest ofițer a făcut față armatei împăratului, ba chiar, dacă mi-aduc aminte bine, ba chiar l-a făcut să evite să mai cucerească acea cetate o perioadă. Deci mi s-a părut, de mie îmi plac cavalerii foarte mult, aici vreau să ajung. Cavalerul acesta are un potențial deosebit. Dacă înfruntă aceste provocări mentale și fizice, blocaje, poate să ajungă, poate să devină împărat. Împărat pentru împărăteasa sa. Interesant. Și aceasta se întâmplă, totuși influențat, după cum vedeți, de cei doi, da? De cele două cupe. De întâlnirea cu sufletul său, pereche. O întâlnire neașteptată, trăsnet. Poate să fie și separarea dintre cei doi care îl determină sau o determină, da? Pe celălalt. Să se zbată pentru această dragoste. E o trezire, pentru că turnul înseamnă și trezire. Și am văzut și soarele în spatele eremitului, da? Iar o trezire în tăcere, care este urmată din ianuarie în februarie. Apoi, împărăteasă. Care... Ah, hai, nu. Mai dăm o carte pentru turn. Hai, dăm turn în februarie. Turn, evenimente neașteptate. Regina de bâte. Atracție. Interesant. Și 10 de cupe. E atracție fatală și dragoste deosebită, asul de spade, ce poate fi? Temperanța, vindecare, adevăr și fericire. Și pasiune cu regina de bâte. Ce poate fi mai frumos? Și când ai totul în mână, te gândești, oare e pentru mine? Stai și te gândești, ești precaut. O fi pentru mine? Dar dacă e de scurtă durată, dacă e iluzie, dacă nu e pentru mine, regina de bâte.
Regina de pute e cuceritoare. Poate că unii dintre voi veți încerca să cuceriți această iubire. Într-un mod trăsnet, vă hotărâți să cuceriți? Sau vă hotărâți să cuceriți iubirea aceasta trăsneță? Să o câștigați? Interesant. Regina de împărăteasă. Vedem ce alte mesaje mai vin. Deocamdată acestea au fost. Împărăteasă în martie. Gemeni și gemenuțe. 2022. Împărăteasă. Foarte frumoase cărțile la voi. De ce ea sunt așa? Mi se par coerente. Nu știu că toate etalele au fost coerente la voi, dar parcă în ultima vreme se leagă lucrurile. Interesant. 10 de cu... Extraordinar. Aici este. Cu cât vă ridicați în vibrație, cu atât înțelegeți că meritați această dragoste. Meritați să fiți fericiți. Adevărul este că e dragoste. Adevărul este că persoana de lângă voi chiar e specială. Ăsta e adevărul. Adevărul este că această persoană chiar vă face fericiți. Poate să fie și comunicare cu asul de spade. Mărturisire a unor sentimente, a unor planuri de viitor. Frumos. Arată foarte interesant. După o perioadă de detașare, de abandon, din cauza că trebuie să înțelegeți abandonul, frica diavolului, diavolului și frica, frica de abandon, frica de singurătate, frica de, ziua de mâine, frica că e prea frumos să fie adevărat. În fine. Clarificăm regele de spade în aprilie, regele de spade moartea. Pe de-o parte, vă transformați mental, da? Poate începe să studiați ceva. Și nu mai sunteți atât de sobri, de rațional în fața iubirii, unii dintre voi. Poate alții încheiați o legătură cu un personaj foarte rece, foarte sobru. Bărbat, femeie, nu contează. Posibil, cu marcaj în alte semne de aer, vărsător, balanță sau alți gemeni, sau, dar nu e obligatoriu. Poate, am zis, marcaj. Poate să fie orice alt semn, care este foarte rece, sobru. Unde scapă aceste legături? Eventual, începe să studiați și vă transformați viața, ca să puteți alegeți sufletul pereche cu care puteți să colaborați. Aude, puteți să aveți 4 de bâte. O relație frumoasă, armonioasă. Da? Clarificăm 9 de cupe în mai. 9 de cupe a fost clarificat de 9 de spade. După stresul pe care probabil l-ați experimentat lângă regele de spade și poate și la locul de muncă și rănile și 10 de spade și 3 de spade și decepțiile și trădările pe care le-ați mai trăit de-a lungul vieții, simțiți o stare de speranță. Parcă vă eliberați de stres. Pentru unii poate că treceți de la suferință la bucurie, de la bucurie la suferință, pentru această legătură foarte profundă pe care o aveți cu cineva, 6 de cupe. Cu alte cuvinte, când nu sunteți împreună, cum era? Când suntem împreună, avem leșinuri și când nu suntem chinuri, ceva de genul ăsta, da. Leșin de fericire și chin de dor, ceva de genul. 9 de cupe și 9 de spade. Pentru unii sper că nu de prea multe griji să nu beți. Să nu beți mai mult decât e cazul. Am zis și varianta negativă a acestor cărți, dar ar putea să fie persoanele de care vă separați, regele de spade de care vă separați, se pare. Da, acesta să intre în stres. Asta e. 9 și cu 1, 10. Stresul, trădarea pe care am văzut-o și la voi în etalare, pe care ați simțit-o, să o simtă și ei. E dreptul vostru, să la fericire, la speranță. Dă-mi pe Regina de Spade, te rog frumos. O carte, faida frumoasă, Regina. Frumoasă, Regina. Cine o fi această Regina de Spade? Este o persoană foarte educată și stilată. 6 de cupe. Sufletul vostru pereche. Da. Detașați-vă de blocaje.
probabil să fie împăcarea cu sufletul vostru pereche. Persoana aceasta, v-am zis de la început, a cui o fi? Frumoasă femeie. Șase de cupe și o împăcare. Și aici este provocarea. Pentru că la un moment dat va trebui să vă rezolvați și niște probleme, da? În viața aceea, în legăturile karmice. Și atunci, poate, în aprilie, vă stresați. Vă stresați cum să vă împăcați cu persoana dragă, care vă aduce multă bucurie. Este tot ce v-ați dori, da? Poate să fie stresul. Cum să vă împăcați? Cum să vă împăcați? Și până la urmă vă împăcați. Interesant. Cred că vă împăcați. Poate că invitați. Sau ei vă invită, sau vă invitați. Da? Ia uitați. Cineva oferă ceva. Hai, într-o excursie. Să îți ofer niște flori. Ce, iunie? În iunie cred că se poate mânca înghețată, nu? Da. 10 de spade. Deci regina de spade nu e obligatoriu să fie semn de aer. Poate să fie altcineva cu un mental înalt. În această carte așa o văd. Nici nu am cum altfel să o văd decât cu un mental înalt. O persoană care repetă și alege cuvintele, gesturile. O minte strălucitoare. Hai să vedem. 10 de spade. Clarificăm, iulie. 10 de spade. Gemenați. Prea multe cărți. Nu, sunt multe. 10 de spade. 10 de spade. Cavalerul de cupe. Cavalerul de monede și de bună. Mai dăm o carte, cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe. Nu, spre multe. Cavalerul de cupe și 10 de spade. Cavalerul de cupe și 10 de spade. Iar sunt multe, totuși. 4 și 5 de cupe. Interesant, 4 și 5 de cupe. Posibil să mărturisiți cuiva sau să auziți o mărturisire din partea celuilalt, variază de la om la om, despre acest 10 de spade. Poate că n-ați vorbit niciodată decât despre lucrurile frumoase dintre voi și nu ați spus prin ce ați suferit, prin ce ați trecut. Cât v-a fost dor când n-ați fost împreună, prin ce ați trecut până să îi cunoașteți. Pare mai degrabă o mărturisire. Un regret că n-ați primit dragostea de la început, de când a venit în viața voastră. Am senzația că unii ați refuzat, ați abandonat dragostea din cauza acestor trădări, din cauza acestei neîncredere, din cauza că sufletul vostru a fost deteriorat de cuvintele pe care le-ați auzit, le-ați primit. Unii poate v-ați înnecat amarul în băutură, unii sau alții ei și-au înnecat. Nu știu, variază. Pare, eu așa simt, pare mai degrabă o mărturisire. Și iar comunicare. Comunicare care duce mai departe relația, pentru că în relație nu poți să vorbești doar despre cum îți palpită sufletul și inima când ești în preajmă, cât leșin, cum simți că leșin, ce fluturaș ai în stomac, nu? Trebuie să vorbești despre alte lucruri. Clarificăm spânzuratul. Cavalerul de cupe vindecă, are puterea de a vindeca emoțional. Asul de bâte, ce frumos! Aici este o nouă viziune. Despre cum puteți să vă revigorați viața, cum puteți să renașteți după trădările prin care ați trecut. Iau, te abandon. Să vă simțiți plin de viață chiar dacă ați fost abandonați cândva de cineva. Împăratul a ținut secret această dorință.
de a începe ceva nou. Și a venit cu pași înceți, atât de încet încât cealaltă persoană s-a simțit abandonată. Interesant. Clarificăm steaua. Împăratul fiind perechea aceasta divină, specială. Cel care a devenit împărat. A venit încet pentru că a trebuit să crească de la cavaler la împărat. A sărit direct peste rege. Clarificăm steaua, te rog frumos, în septembrie. Aproximativ, evident. 4 de monede. Țineți foarte mult la persoana predestinată. Țineți foarte mult la această nouă direcție. Eventual vă doriți să fiți căsătoriți. Nu mai vreți să fiți să vă abandonați sau să vă simțiți singuri. Vreți să vă bucurați de dragoste și de stabilitate. Și de stabilitate. Știți că este o valoare acest personaj din viața voastră. Și vă simțiți și voi apreciați. Apreciate. Simțiți că și voi aveți o valoare lângă acest personaj. Țineți foarte mult la această stea. La acest vis, la această rugăciune, o rugăciune, probabil că v-ați rugat de foarte mult și ați ținut foarte mult de această rugăciune, să vă întâlniți și voi un om, o femeie, un bărbat care să vă aprecieze, să vă iubească și cu care să creșteți. Că iubirea nu înseamnă musa e acceptare, e acceptarea trecutului, dar asta nu înseamnă că rămâneți în trecut, trebuie să creșteți, să vă depășiți fricile, defectele, problemele, nu? Clarificăm 3 de spade. Te rog frumos pentru gemenuți și gemenuțe. Temperanța vă vindeca sufletelul prin credință, cu răbdare și vă echilibrați cupele. Voi doi vă echilibrați cupele. Asta este valetul de spade, justiția, un nou. Interesant. Poate. Așa simt. Această întâlnire specială de destin vă echilibrează viața. Poate comunicați într-un anume fel care vă echilibrează temperanța și justiția. Și ce vreau să zic, că poate vă creați un contract al vostru, doar al vostru, o hârtiuță în care vă spuneți. Pentru totdeauna voi fi, nu spun eu, spuneți voi, dar nu trebuie un contract în fața preotului sau a... Dumnezeu e aici, e deasupra noastră, în jurul nostru, e oriunde, e omniprezent, omniscient. El știe când doi oameni se iubesc și când doi oameni nu se iubesc și stau acolo într-o relație. Care este mai adevărată relația? Care e mai protejată de Dumnezeu dacă nu cea în care cei doi se iubesc, nu? Zic că nu aveți nevoie de contracte oficiale. O hârtie în care vă mărturisiți unul altuia sau vă promiteți. Așa simt. Așa simt. Poate nu o fi așa, poate o fi altfel. Poate hârtia va fi ceva scris, valetul de spade și justiția. Justiție e ca un soi de jurământ. Poate scrieți pe o bancă sau pe... Nu prea e frumos. Dar știți cum e. Când ești îndrăgostit, scrijelești pe structura unui pom, o inimă, două inimi. Eu și tu. Pic și inimioară. Iubi, iubi, inimioară. Vă iubesc. Și eu vă iubesc. 2 de spade, te rog frumos. Asta. 2 de spade. Frumos. Noiembrie aproximativ. 2 de spade. Și asta e frumos. Vedeți? Odată inima e vindecată, nu mai stați cu spadele blocate. Le-ați deblocat. Puteți să alegeți. Iau-te cu intuiția, cu luna deasupra. Deasupra voastră. Intuiția vă ghidează. Și cu sufletul deschis. Frumos. 2 de spade pentru geminuții și geminuții. 2 de spade. Ia uite, luna, apropo de ce am zis. Ascultați-vă intuiția în această alegere. Va trebui să alegeți. Oi, sufletul care vă vindecă, ori sufletul care vă rănește, da? Dacă nu, intrați iar într-un ciclu, iar într-un ciclu karmic. Aveți grijă ce alegeți. Interesant, diavolul, judecata, justiția.
Pentru că fiți atenți, în funcție de ce alegeți, sufletul pereche sau relația karmică, la judecată va trebui să răspundeți. Interesant este, da? Și apare diavolul după judecată. Fiți atenți. Fiți foarte, foarte atenți. Nu să spuneți că n-am vrut să... Doamne, n-am vrut să mă separ de energia karmică pentru că aia, aia, aia. Da, dar eu ți-am oferit dragostea. Și tu ce ai ales? Ai ales karma? Ai ales energia negativă? Atunci suportă. Du-ți în continuare karma. Mare grijă, mare grijă. Clarificăm 3 de bâte. Te-ai rugat pentru această dragoste unică, pentru această poveste specială, ca de vis, ca de film, și tu alegi în continuare energia karmică? Păi du-te și trăiești acolo. Mai trăiești încă vreo 1000 de ani în această karmă, până înveți. Și data viitoare, peste vreo 1000 și ceva de ani, să alegi corect. Pentru cine știe ce vreau să zic cu 1000 de ani și cu... Da, în fine, da? În fine. 3 de bâte. Clarificăm 3 de bâte. Gemenuță și gemenuț. E talări frumoase la gemeni. Nu știu de ce. Magicianul, asta e magicianul și valetul de bâte. Priviți cu credință în viitor. Priviți cu înțelepciune în trecut. Și vedeți ce oportunități ați pierdut, ca data viitoare să nu mai pierdeți. Valetul de bâte. 3 și cu 1, 4. Dacă exprimați pasiunea, puteți să puneți bazele. 4 înseamnă bază, fundație, da? Unei relații de lungă durată. Da, magicianul. Puteți să manifestați, aici vă trebuie. Încă o bâtă ca să manifestați. Ceva nou. Voi sunteți magicienii, da? Magicienii vieții voastre, creatorii vieții voastre, cei care manifestați. Prin orice. Luați aminte că există un personaj foarte special care vă învață. Care vă învață și care vă cheamă. Măi, mi se pare superbă etalarea. Nu știu de ce. A mers totul strună. Se leagă. Se leagă. Cine vrea să facă o poezie, o poveste după toate aceste etalări? Vă rog frumos, că eu nu am timp. Aș vrea, dar mi se par fascinante. Știu, o poveste de 5, 6, 7, 10 pagini. Sunt superbe. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și să aveți un an bun și să alegeți corect. Alegeți dragostea. Alegeți credința, alegeți lumina. Vă pup și vă iubesc. Numai bine. Pa, pa!